Ucraina a demarat un proces de reabilitare a principalelor magistrale rutiere și asta pentru că un procent important de drumuri se află într o stare avansată de degradare. Vecinii de peste graniță și au propus reabilitarea 6-7% din arterele de circulație și obiectivele de infrastructură transfrontalieră cu România și Ucraina. În acest context, prefectul județului Maramureș, Sebastian Mihai Lupuț, împreună cu omologul său din Satu Mare, Radu But, și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Ceaba, s-au întâlnit în punctul de frontieră Halmeu Diacovo cu o delegație din Ucraina condusă de ministrul infrastructurii Vladimir Omelian. Prefectul județului Maramureș a declarat cu această ocazie că trebuie redeschis punctul de trecere feroviar de la câmpul Unglatisa și trebuie continuate demersurile pentru construirea unui nou pod rutier între Sighetul Marmației și Biserica Albă dar și un nou punct de trecere a frontierei în apropierea localităților Piatra și Teceu Mic, care să facă legătura cu localitatea Vișcovo din Ucraina. Reprezentantul CFR Infrastructură, care de asemenea a fost prezent la întâlnire, a dat asigurări că punctele de trecere a frontierei de la Câmpulung Latisa și Valea Vișeului ar putea fi operaționale în cel mai scurt timp. La rândul său, conducerea județului Satu Mareș propune redeschiderea punctului de trecere a frontierei Tarnamare-Hija, pentru care a prins în bugetul pentru anul viitor sumele necesare. Părțile au decis la întâlnirea recentă constituirea unei comisii de lucru mixte formate din reprezentanții autorităților din Maramureș, Transcarpatia și Satu Mare și demararea unui plan comun de acțiune care va avea ca scop realizarea proiectelor menționate.